fete dragi, bine v-am regăsit, oameni dragi, nu numai fete, bine v-am regăsit, bine ați revenit. Astăzi vreau să vorbesc despre niște produse, oarecum, să le zic, produsele mele de suflet. Sunt produse pe care vroiam să vi le arăt neapărat și sunt produse pe care mie îmi sunt foarte dragi, pentru că vin din România. Sunt produse românești, este o firmă românească. Și eu folosesc de la firma asta o anumită cremă, este vorba despre firma Savio. O să vedeți că mai am și o cremă de la o altă firmă, însă majoritatea produselor sunt de la firma Savio. Eu am descoperit firma asta într-o vizită în România, sinceră să fiu, nu mai știu exact când, poate să fie, nu știu, 2 ani, 3 ani, cam așa. Le-am descoperit pe un raft pe la Cora. Eu de fiecare dată când merg în România, merg cu valiza plină de cadouri ce mai duc de pe aici și mă întorc cu ea plină de dulciuri din România, mâncare, produse românești, tot ce prind. Să-mi fac chiar și rezerve. Și crema asta am descoperit-o atunci. Știu că mi-a sărit așa în ochi de pe raft pentru că era un produs românesc și m-am bucurat foarte mult. Este un produs românesc, sunt produse românești cu ingrediente naturale. Deci pentru mine perfect. Știți că am și eu fluturașii mei. Îmi place să am grijă de mine și îmi place să am grijă de ce produse folosesc. Și era pentru mine produsul ideal. Produs românesc cu ingrediente naturale și este o cremă hidratantă cu ceai verde. Eu sunt înnebunită după ceaiul verde și nu aveau mostră în magazin, deci nu am putut să o testez. Am zis, fie ce o fi, o iau cu mine. Pe vremea aia știu că am plătit pentru ea, dacă nu mă înșel, 60 de lei. Era oarecum scumpicit, că zic eu, pentru produs românesc, dar comparat cu produsele pe care, cu ingrediente naturale pe care le găsesc pe aici, la super preț. Și de atunci o tot recumpăr. Nu mai știu câte tuburi am folosit până acum. Este o cremă hidratantă cu care eu una mă împac foarte bine. Îmi hidratează pielea, nu mi încarcă tenul excesiv, tenul meu oricum mixt spre gras. Și îmi place a nebunie parfumul ăla de ceai verde. Nu este un parfum care să deranjeze, dar miroase așa un pic așa crud a ceai verde. Și de aia îmi place foarte mult. Iar de atunci crema aia o am tot timpul cu mine, o am tot timpul ca și rezervă și oricine merge în România, pe oricine aud din familie că merge în România, tot timpul le dau bilețel, vreau și eu crema asta. Orice ar fi, vă tăvăliți pe jos, nu știu ce faceți, dar mi-aduceți și mie crema asta. Și anul ăsta, din păcate, nu am apucat să merg în România deloc. Cu toată situația asta ciudată, sinceră să fiu, mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă să mă urc în avion, mi-a fost teamă că o să iau virusul în avion, mi-a fost teamă că o să iau virusul acolo și ce fac, nu sunt asigurată, mi-am făcut 100.000 de gânduri, iar eu am astm de ceva ani și tot timpul văd că se tot reîntoarce și chiar mi-a fost teamă, mi-era frică că ajung prin spitale în România, deci tot felul de scenarii de-astea macabre în capul meu. Și am renunțat. Am zis că mai bine stau cu mințica aici în banca mea, mai stau și câteva luni până trece nebunia asta și de-aia a fost, verișorul meu a fost în România și m-a întrebat dacă vreau ceva. Vă dați seama că eram deja cu lista făcută, da, vreau și aia, și aia, și aia. Și m-am uitat pe net, produsele se găsesc și online la farmacia Tei. În momentul ăla când a fost el în România, erau toate produsele pe care le vroiam eu, erau pe stoc la farmacia Tei, la cea din Dristor. Mă mănâncă capul, stați să-mi... Așa. Așa, la farmacia Tei din Dristor. L-am trimis acolo cu listuța, săracul, el ca și băiat, vă dați seama ce s-a dus exact, a întrebat pe o vânzătoare pentru că nu găsea tot și mi-a adus săracul toate produsele. Nu le-am folosit, astea sunt produse noi, nu le-am mai avut pe astea până acum, vreau să mai încerc ceva nou și nu le-am folosit, nu știu cum sunt, dar am zis mai întâi să vi le arăt și vouă, poate aveți și voi chef să le încercați și după aceea revin peste câteva clipuri ca să vă spun și cum sunt produsele, cum se potrivesc tenului meu și așa mai departe. O cremă bogată de noapte pentru ten matur, la fel 100% ingrediente naturale, 60 de ml. Scrie că este o cremă de noapte bogată în substanțe nutritive, revitalizante și regenerante, potrivită pentru toate tipurile de ten,
echilibrează secreția de sebum, perfectă pentru mine, calmează și hidratează, acționează asupra ridurilor profunde și a liniilor fine. Mă rog, în povești nemuritoare nu mai cred de mult fața cu ridurile, dar sper să se potrivească tipului meu de ten. Așa arată, are același ambalaj ăsta din sticlă și înăuntru arată așa. Arată așa, delicioasă asta, arată, e o cremă untoasă, ce descriere, o cremă untoasă pentru ten matur. O altă cremă de care aveam mare nevoie este această cremă corectoare antipete cu argan, acid cojic și vitamina C. 100% ingrediente naturale. Ce spune despre cremă? Este o cremă fină, bogată în ingrediente bioactive, regenerante, are efect dermoprotector și corector. Acționează eficient împotriva petelor inestetice de la suprafața pielii, datorate vârstei, acțiunii soarelui sau altor factori. Este perfectă pentru mine, într-adevăr am observat că acum de la o vârstă, vorba aia, merg încet, încet și sigur către 41, au început să apară pete și nu numai vara de la soare, au început să apară ceva pete din cauza vârstei care nu mai trec și de aia chiar aveam nevoie, nu am încercat până acum cremă corectoare și vroiam să încerc așa ceva, sunt tare curioasă dacă își face treaba sau are efectul pe care îl aștept eu de la ea. Asta arată așa mai uleioasă un pic, nu este așa cremoasă, nu știu dacă se vede aici la suprafață. Pare a avea un pic mai mult ulei în ea. Un ulei de măceșe, mai aveam ceva pe aici printr-o sticluță părăsită în dulapul de la baie și mi se cam termină. Uleiurile astea eu le folosesc în zilele când e tenul meu un pic mai solicitat, în zilele când folosesc tot felul de măști din alea exfoliante și mi se pare că e tenul un pic iritat, atunci evit să aplic alte creme cu N-mii de ingrediente și îmi place să folosesc uleiuri cât mai simple. Uleiul de măceșe îl folosesc de foarte multă vreme, pe ăsta de la Sabio nu l-am încercat până acum. Scrie că este recomandat în special pentru pielea matură și foarte uscată. Este un ulei benefic pentru problemele pielii, ameliorează orice imperfecțiune a pielii, de la semne lăsate de acne până la vegeturi, arsuri, cicatrice rămase după diverse operații, pete, pigmentare, etc. V-am zis, eu îl folosesc, la un moment dat îl foloseam și pe păr, l-am folosit pe vârfuri, dar în general îl folosesc pentru ten. Ăsta are 118 ml, cred că sticluța este mai mare decât ceea ce am folosit eu până acum. Asta este o sticlă din plastic și are aici pompița asta de aplicare. Încă îmi tremură mâinile când țin produsele pentru că nu vreau să mă vedeți în ce hal stau aici așa într-o rână, de-abia mă țin aici pe picioare ca să pot să țin produsele și încă îmi tremură mâinile. Sper să nu vă amețesc de cap. Următorul produs este o spumă de machiantă pentru tenul sensibil cu aloe vera și mușețel. 100 de ml conține și mie îmi plac genul ăsta de produse, spumă de machiantă. Îmi plac și tot felul de folosesc peeling-uri, alte creme de machiante, însă spuma asta de machiantă mi se pare că e singurul produs care îmi dă, nu știu, senzația aia de ten curat și este pentru tenul sensibil. Eu nu am ten sensibil, însă îmi place să folosesc produse pentru tenul sensibil pentru că, în general, sunt cele mai curate. Nu au parfum în ele, nu au alte prostioare. Un unt de vanilie pentru corp, ăsta conține 120 de ml și spune așa, stați să mă dau și eu mai aproape de cameră să văd ceva. Bogat, emolient, cu aromă delicată de vanilie, util pentru menținerea elasticității și fermității pielii întregului corp. Acționează în tratarea pielii uscate, lăsând-o mătăsoasă și hrănită în profunzime. Oh, sunt tare curioasă. În ultimul timp, mulți ani nu am, nu știu de ce, nu eram așa atrasă de parfumul de vanilie, de tot ce înseamnă parfum sau creme cu parfum de vanilie și dintr-o dată mi s-a pus așa pata de ea, nu mă întrebați de ce. Probabil că de la o vârstă, de la 40 de ani, noi era asta. Și ăsta așa arată, e tare așa, e efectiv un ulei
probabil că trebuie cu, în contact cu căldura mâinilor, probabil că se topește. Mască facială pentru ten matur cu pudră de acerola și mimoză. Asta îmi face să râd de fiecare dată când citesc mimoză, pentru că mimoza eram de fapt eu. Conține 250 de ml. Este o pudră din asta așa, rozalie. Asta mi-a fost frică să o desfac, pentru că tipic mie o să împrăștii prin toată casa, așa că nu am curaj. Asta se amestecă ingrediente, agilă roșie, mimoză ternui flora, habar n-am. Așa ați înțeles voi, cu mimoză. Utilizare, se amestecă două linguri de produs cu suficientă apă plată, lapte, iaurt, miere de albine, astfel încât să formeze o pastă moale, omogenă. Se aplică pe față și se lasă aproximativ 15 minute. Două produse neinteresante totuși vin din România și vi le arăt și pe astea. Nu scăpați de mine. Odată tantum verde spray, pe care îl folosesc de mulți ani și mi se pare unul dintre cele mai bune spray-uri pentru dureri de gât. Am mai încercat și alte variante nemțești, dar parcă nu mi-a plăcut nimic ca ăsta. Nu mă deranjează nici gustul ăla și mi se pare că acționează destul de repede sau mult mai repede decât celelalte pe care le găsesc pe aici prin farmacie. Și aici în dreapta un Biosept, sirop cu miere, vitamina C și propolis. Nu știu ce face ăsta, am auzit că e bun pentru de toate, pentru toți, știi cum e România, iei medicamente la greu. Este un fel de antibiotic natural și, mă rog, am văzut și eu acolo, mi-a fost recomandat, am văzut că scrie propolis, vitamina C, înseamnă că e bun. Dintre astea mai multe, cred că am vreo 3 sticluțe, una am folosit-o deja, se folosește așa, se face ca o cură și după aceea trebuie să faci pauză. Am folosit una deja, nu pot să zic că am văzut ceva după ea, eram răcită în perioada aia, nu mi-a trecut nici răceala, dar mă rog, eu cred în chestiile astea naturiste, așa că o să continui să le folosesc. Ultimele două produse sunt două produse de la Apitera, nu știu, tot așa, o firmă românească cu ingrediente naturale. Nu am mai folosit de la ei nimic. Asta scrie este un elixir prețios. Mă rog, nu vă uitați cum am desfăcut eu cutia. Am fost un pic barbar, dar m-am grăbit să desfac cutia și, săraca, am făcut-o praf. Așa arată sticluța asta. Un elixir cu 100% ingrediente naturale. Este un elixir prețios. Ulei de argan bio, miere, propolis, lăptișor de matcă, acid hialuronic, coenzimea cu Q10 și vitamina C. Așa după descriere, mă rog, scrie că e făcut în România. Produs la rece în România, deci am mari așteptări de la serumul ăsta. Așa arată promițător. Asta este la fel o sticlă din sticlă și are, dacă aș putea să și desfac, e așa un ulei. E destul de lichid așa, nu-i prea uleios. Și ultimul produs, crema de ochi, la cutie de ușoară, cât ține 15 ml. Mă și miram de ce e așa ușoară, am avut impresia că nu e nimic înăuntru. La fel produs la rece în România. Ingrediente active, miere de salcâm, lăptișor de matcă, acid hialuronic pur, colagen marin, extract de susan, complex activ din ceai verde, rodii și cafeină, unde shea, unde cacao. Mamă, deci asta după descriere sună nu bine, ci foarte bine. Are așa este un mini ambalaj, ăsta e din tip plastic. Și crema arată ca o cremă. Ce surpriză, crema arată ca o cremă. Miroase super bine, miroase a miere, așa mi se pare mie. Așa, un pic dulceag are parfumul. Și astea au fost produsele, nu multe, puține, dar bune. Aștept și părerile voastre sau dacă mai aveți recomandări pentru mine. Aș vrea foarte mult să mai încerc și alte produse românești, dacă se poate, și dacă mai sunt și cu ingrediente naturale, atunci sunt perfecte pentru mine.
Am mai văzut o firmă, nu știu dacă i-a apărut acum, cel puțin eu acum am descoperit-o, i-am văzut pe Instagram, se numesc Nuca, ceva de genul. Din păcate nu aveau nimic online, am vrut neapărat, aveau și ceva produse care mă încântau și mi-aș fi dorit foarte mult să le încerc, însă nu aveau nimic acolo, nu știu, ori am prins eu o zi în care n-aveau destule produse pe stoc, ori nu le-a găsit verișorul meu, nu știu, dar nu aveau absolut nimic. Și am fost un pic dezamăgită, chiar mi-aș fi dorit să le încerc, dar o să le încerc la următoarea tură în România. Dacă mai aveți și voi alte, dacă mai cunoașteți alte firme românești care au produse bune, care merită încercate, m-aș bucura foarte mult să-mi scrieți și mie un mesaj, un comentariu, ce vreți voi, le citesc pe toate, dacă aveți ceva recomandări, ca să știu să pun acolo pe listuță pentru următoarea călătorie în România. Și cam atât pentru astăzi. Am vorbit foarte repede pentru că sunt aici lângă geam și a fost un soare foarte puternic, nu mă vedeți absolut deloc. Am mai încercat să filmez clipul ăsta de azi dimineață de vreo 5 ori și am renunțat. Și acum văd că a intrat soarele și acum e 4:30, ceea ce înseamnă că acum imediat se face întuneric, o să fie beznă în 5 minute. Și de aia cred că am vorbit foarte repede, pentru că mă grăbeam să vă arăt așa, să vă spun cât mai multe. Și cam atât. Vă mulțumesc din suflet că ați rezistat până aici, că n-ați leșinat. Și ne revedem curând. Vă pup cu drag și vă aștept la următorul clip. Pa, pa!